Bună ziua, v-am găsit la Impact Internațional, sunt Cristian Gava, o ediție de excepție specială astăzi. Alături de noi se află rectorul Universității din București, sociologul Marian Preda. Bun găsit, domnule profesor! Bună ziua! Scenaristul, scriitorul, jurnalistul, analistul politic Bogdan Ficiac. Bun găsit, domnule Ficiac! Bună ziua, mulțumesc! Domnul Dan Pavel, scriitor, politolog, consultant politic și activist civic. Bun găsit, domnule Dan Pavel! Și alături de noi, prin Skype, profesorul și politologul Cristian Pârvulescu. Domnule Pârvulescu, voi începe cu dumneavoastră. Sondajele de opinie din România, dar nu numai, arată că, în general, tinerii, votanții tineri, se îndreaptă către soluții radicale, din afara mainstream-ului tradițional politic, în general către extrema dreaptă, către soluții fruste. Cum vedeți aceste sondaje și cum vedeți, în general, posibilitatea unui vot al tinerilor, dacă putem vorbi despre așa ceva? E o plăcere să fiu alături de dumneavoastră, invitații dumneavoastră. Acum, în urmă cu vreo lună de zile, înaintea alegerilor din Portugalia, Wall Street Journal avea un articol mare pe care denumea It's cool to be far right. Este cool să fii, să votezi cu extrema dreaptă, referindu-se la tineri, tinerii din Portugalia care au votat cu CECA, tinerii din Europa. Deci ceea ce sondajul IRES a identificat în România nu este nici pe departe o surpriză, nu este o surpriză la nivel european și nu este nicio surpriză în ceea ce privește România. De altfel, trebuie să vă spun că depinde pe ce grup de vârstă privim, pe grupul total de vârstă 18-35 de ani, 18% și-au manifestat preferințe pentru un partid, 23% pentru întreaga mișcare. E mult, e puțin, depinde cum priviți lucrurile. De fapt, tinerii care votează cu partidele pe care dumneavoastră le-ați numit mainstream, dar care rămân totuși partide din zona democratică, sunt mai numeroși. E adevărat că preferințele lor sunt oarecum diferite de ale adulților, dar nu este aici niciun fel de surpriză. Pe de altă parte, în România, nu trebuie să uitați niciodată, extrema dreaptă a fost întotdeauna agreată de tineri. În 2000, atunci când Partidul România Mare făcea surpriza și ajungea să-l trimită în al doilea tur de scrutin pe Corneliu Vadim Tudor, iar partidul obținea a doua poziție în Parlament, foarte mulți tineri au votat în egală măsură cu Partidul România Mare. Se va întâmpla la fel anul acesta, e greu de spus, e greu de făcut anticipări. Sunt diferite cauze, ele trebuie identificate foarte clar, care explică acest lucru. În Occident, spre exemplu, este problema lipsei de perspectivă și în principala crizei locuinței, care face ca bună parte din tineri să se îndrepte spre extrema dreaptă, uneori surprinzător, cum a fost în Olanda în toamna anului trecut, dar sigur, putem să explicăm și prin influența pe care o au rețelele sociale și platformele care nu sunt în niciun fel moderate. Deci există foarte multe explicații sociale, economice, culturale, care ne ajută să înțelegem fenomenul. Există un risc pe termen mediu și lung, e greu să-l anticipez acum. Cum vă spuneam, în România trăim cu acest risc de o jumătate, de un sfert de secol, de 25 de ani și politicienii, în orice caz, nu au luat niciodată în serios situația. Acum, după ce acest sondaj a fost publicat, au început să se înspăimânte de fațadă și să vorbească nici mai mult, nici mai puțin de cenzură. Ori nu cenzura este soluția la problema aceasta. Domnule Preda, din punct de vedere sociologic, în general, cum vă explicați această opțiune relevată de sondaje și într-un context mai larg, nu? Un sondaj de la sfârșitul anului trecut arăta o pseudo-nostalgie, să spunem, a tinerilor, o admirație, nu? Pentru că nu poți avea nostalgie pentru o perioadă pe care n-ai trăit-o, o admirație pentru perioada ceaușistă, pentru mâna de fier, pentru comunism. În primul rând, dați-mi voie să spun și eu două vorbe despre prima chestiune, anume aceea votului tinerilor. Lumea ignoră sondajele, în ultima vreme, ignoră în sondajele din România partea tăcută, majoritatea tăcută, care nu ar vota.
dacă ne uităm cu atenție de fiecare dată și aș sfătui pe telespectatori să meargă în primul rând la sursa sondajului, să meargă pe site-ul Institutului, de obicei, de fapt, sunt obligați să publice datele statistice despre sondaj. Cei mai mulți tineri nu votează. Aceasta este majoritatea tinerilor din vremurile noastre. După care, desigur, putem interpreta voturile și în felul acesta. Dacă îi grupăm pe anumite preferințe mai mari, o să vedem că devin minoritari cei care preferă partidele extremiste. În același timp, dacă ne uităm la ei, dacă o să vedem demograficele, vom vedea că sunt acolo anumite nemulțumiri care nu sunt mai mari decât procentual, decât în categoria tinerilor din alte țări și din alte contexte, chiar și de la noi din trecut. Drept urmare, nu e ceva cu adevărat excepțional și încă un lucru și închei cu votul tinerilor. De cele mai multe ori, votul tinerilor nu este pentru ceva, ce este împotriva a ceva. Deci este un reflex în general. E un efect de protest care ține de nemulțumirile lor, de decalajul dintre aspirații și realitate și ceea ce au ce percepei că se întâmplă. Bun. Acum, mergând la nostalgie, din păcate, România nu a arătat în această perioadă ce a însemnat comunismul. Există o ignoranță crasă în rândul tinerilor, dar și în rândul celor care au apucat să trăiască în perioada comunistă, privind realitățile perioadei comuniste. Nu avem în București un mare muzeu al comunismului, nu avem în manualele de istorie date relevante despre comunism puse într-un limbaj pe care să-l înțeleagă tinerii de astăzi, care trăiesc într-o cu totul altă lume decât cea de atunci. Toate acestea au condus la această nostalgie pe care o vedem la, în general, la oameni nemulțumiți, care e contrastantă cu faptul că, în medie, populația României are cel mai bun nivel de trai din, probabil, din istoria României. Istoria românilor, exact. Românilor, da. Și atunci pare paradoxal ca tinerii care n-au trăit în perioada comunistă și care nu știu prea multe despre comunism, dar și maturii, nu e vorba doar despre tineri, e vorba despre o majoritate a populației adulte a României care este nostalgică pe perioada comunistă, pentru că nu e așa și individual și colectiv, voturile sunt exprimate individual, uităm. Și atunci își aduc aminte oamenii despre ceea ce era pozitiv în perioada comunistă, uitând că nu exista libertate deloc, că nivelul de trai era catastrofal, dar amintindu-și că eram egali, doar că eram egali în sărăcie, o sărăcie cruntă, în lipsă de informare eram egali, în lipsă de libertate de circulație și așa mai departe. Nu aveam posibilitatea să vorbim și ce mi se pare mie extraordinar, alimentele de bază erau distribuite pe cartelă și țăranii din câmpia română veneau la București, singurul oraș în care pâinea nu era vândută pe cartelă. Asta era perioada comunistă, dar pentru a afla tinerii lucrurile acestea, trebuie să le punem într-o formă adecvată în manuale, trebuie să avem un muzeu așa cum au toate marile civilizații care au trăit prin tragedii ale unor dictaturi, au muzee importante care să le reamintească despre perioadele acelea. Și noi Țările Baltice, avem... mă uita, Muzeul Ocupației Sovietice. Exact, Muzeul Holocaustului în atâta locuri. Noi avem Muzeul Fascismului în Italia. Da, noi avem un muzeu la Sighet. E foarte bine că l-avem și acolo, dar pentru a ajunge la Sighet este destul de complicat și foarte puțin tineri ajung acolo. Trebuie să avem așa cum există mall-ul din Washington, în care vezi toate lucrurile importante și tinerii pot să petreacă o săptămână vizitând și tot ne epuizează muzeele. Așa ar trebui să avem în București un muzeu dedicat totalitarismelor, nu doar comunismului. Domnule Pavel, ați scris o carte splendidă, Pandemiocrația. Marile momente istorice, evident, marile tulburări sau turbulențe istorice au creat și cataclisme și schimbări politice. Nu? După prăbușirea comunismului din 1989, în Occidentul Europei, partidele comuniste s-au prăbușit, au dispărut, s-au transformat în stânga radicală. După criza din 2008-2009, foarte multe din sistemele politice tradiționale, bipartinice din Europa s-au pulverizat, în Grecia, în Spania, partide establishment au devenit partide minore. Pandemia, la rândul ei, a creat o asemenea reconfigurare în multe țări a scenei politice, nu? Aducând în prim plan lideri populiști și măsuri și grupări de extremă dreaptă.
Cum vedeți la ora actuală, din acest punct de vedere, spectrul politic european înaintea alegerilor pentru Parlamentul European? Da, totuși, ca să continui legat de întrebările și răspunsurile anterioare, în 2017 am publicat o carte numită Grajdurile lui Augias, Rituri de purificare în post-totalitarism, în care porneam exact de la problema asta, modului în care e perceput la noi comunismul, și acolo observam faptul că, în primul rând, nu s-a înțeles ce a fost comunismul în România, pentru că nu s-a înțeles ce a fost comunismul general. Invers, poți să studiezi comunismul în general fără să știi ce s-a întâmplat în România, dar ca să înțelegi ce a fost comunismul în România, trebuie să știi ce a fost comunismul în general. Atunci, dacă faci o analiză a ceea ce a făcut comunismul cu toate crimele sale, crime împotriva păcii, crime împotriva umanității, crime de război și așa mai departe, și scoți în evidență tot ceea ce au făcut aceste regimuri și le compari, nu ai cum, un om normal la cap nu are cum să prefere. Deci sunt de acord cu ideea asta că nu există o conștiință istorică și o memorie. Pentru că și oameni care au trăit în comunism nu-și mai aduc aminte ce a fost cu ei, și asta, și ei nu compară de fapt regimul. Regimul comunist a fost mai bun decât regimul de acum, ci se compară pe ei cu statutul lor de acum. Cum a fost pentru mine în comunism? Și unii dintre ei duceau o viață din asta de șobolan, într-o colivie și așa mai departe, și atunci confund acest sentiment de securitate și de supraveghere în care n-a putut să facă nimic cu situația de acum, când sunt foarte multe provocări și poți să ai succes sau nu. Bun, acum revenind la ceea ce a spus. În timpul pandemiei au fost, cartea asta am scris-o analizând tot ce s-a întâmplat în lume și în particular, sigur, Europa, Uniunea Europeană. Au fost anumite sisteme politice și guverne care au avut foarte mare grijă cum să răspundă la provocarea asta, care era unică în istoria umanității. Spre deosebire de ceea ce s-a făcut la noi, unde a fost un eșec total, pentru că am avut unele din cele mai înalte rate ale mortalității din lume. În alte părți unde s-a acordat mai multă atenție vieții oamenilor, fiecărui individ, indiferent că de generație, că la noi zicea, era bătrân sau avea comorbidități, din potrivă. Și erau lăsați la terapie intensivă, bine, și acolo erau condițiile. În alte părți s-au luat măsuri, iar oamenii au apreciat. Și în perioada aia, în toate sondajele de opinie, partidele extremă dreaptă și cele de extremă stângă au scăzut. Pentru că a fost o apreciere a modului în care au spus acele guverne. Da? Când s-a terminat lucrurile, s-a reintrat oarecum în normal, și apropiindu-se acest ciclu electoral care are semnificații europene și, mă rog, în 2024 sunt alegeri în mai multe părți ale lumii, aproape jumătate din populația lumii votează, că e și India și așa mai departe. Deci un an crucial pentru toată lumea, America nu mai vorbim, și pentru Uniunea Europeană. Și e un moment din ăsta în care sunt de acord cu, și întotdeauna a fost așa, o mare parte a electoratului, doar tinerii, votează în mod negativ. Și peste tot sunt, deși în diferite părți ale lumii s-au făcut tot felul de lucruri, la noi s-au făcut, sunt niște realizări, dar că le compari cu perioada comunismă sau cu ce a fost acum 30 de ani, dar sunt și o mulțime de nerealizări, aproape nimic, nici infrastructura, nici îngrijirea sănătății, nici educația, nici n-a fost dus până la capăt complet. Deși fondul ăsta legislativ pe care ni-l pune Uniunea Europeană și faptul că suntem în aceste familii ne-a ridicat foarte mult. Suntem într-adevăr la un... Atunci, nici cei care au făcut ceea ce au făcut n-au știut să explice ceea ce au făcut și nici nu au fost în stare să ducă la capăt anumite. Și atunci e un sentiment de nemulțumire parțial nemotivat, pentru că câte ceva s-a văzut. Deci dacă compar cu diferitele perioade istorice... Și aici iarăși o chestie din aceasta de, așa cum se face mare lucru pentru a explica ce a fost comunismul, nici nu s-a făcut mare lucru pentru a explica de fapt ce a făcut România, ce drum a parcurs de când a căzut comunismul până acum. Pentru că e un drum spectaculos. Gândiți-vă ce ar fi fost dacă România nu era acum în NATO, cu agresiunea asta pe care o face Uniunea Sovietică în fostul spațiu. Și atunci sunt motive de mișcare din punct de vedere
predat partide politice, faptul că apar noi partide și că ele provoacă partidele mainstream e un lucru bun, că asta ți arată că viața partidelor este vie și că provocările astea și competiția întotdeauna, sau mă rog, de cele mai multe ori aduc lucruri pozitive. Domnule Ficeacă, există o fascinație în societatea românească față de mișcările de extremă dreaptă în general din perioada interbelică, așa cum nu s-a întâmplat o decomunizare foarte structurată, nu s-a creat nicio despărțire față de himerele legionarismului și ale extremei drepte din perioada interbelică? Vedeți, noastră, eu ne bântuie aceste... vreau să fac câteva observații aici, că s-a tot discutat de atracția tineretului către extrema dreaptă sau partide de extremă dreaptă care acum vor să intre la guvernare. Mi se pare oarecum înșelătoare etichetarea asta și chiar exagerată, neconform. Adică, raportat la ce avem noi mentalul colectiv, extremă dreaptă, unde, pe care o asociem cu ucideri în masă, cu teroare, sau chiar după Revoluție, se făcea referire la Partidul România Mare. Pe Partidul România Mare discursul era cu execuții pe stadioane, publica liste negre cu personalități care trebuie eliminate fizic, nu așa? Sprijinul dat pe față mineriadei din 99, deja se făcuse aici și guvern, cine să fie, unde să fie, cum să preluăm toate instituțiile de forță. Ori acum, eu nu prea văd pe scena politică românească astfel de manifestări la oricare... că mai sunt diverse partide, din punctul meu de vedere, exotice, cu personaje exotice, utilizează telefoane, se filmează, se încaieră pe acolo, dar de aici până la lucruri care să te înspăimânte, nu prea credești. Din punctul meu de vedere, cred că sunt partidele, să zicem așa, cum spunea dumneavoastră, mainstream și partidele antisistem sau populiste, dacă vreți, că într-adevăr se pot încadra la partide populiste, iar atracția tinerilor către, eu cred că în România atracția tinerilor e mai mult către străinătate, că acolo s-au dus marea lor majoritate din 4 milioane, au plecat acolo și votul este împotriva sistemului care i-a forțat să plece din această țară. Și de ce au plecat sau de ce există o asemenea nemulțumire, tot și Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Fundația Bertelsmann, cei care s-au ocupat în mod sistematic și serios de starea post-comunistă, remarcă România față de toate celelalte țări care are un nivel dezastruos al lipsei de încredere în viitor. Adică e o stare din asta ca de sfârșit de lume, pentru că nu știi ce va urma. Ori oamenii tocmai asta... Dar istoric noi am trăit într-o impredictibilitate, domnule Ficeac. Da, vedeți că ce țin ei minte și aici chestiunea asta cu nostalgia. Eu am făcut și un documentar, Nostalgia pe dictatură, mă rog, Nostalgia dictaturii. Nu e vorba numai de România, e celebra nostalgie și la nemții din Republica Democrată și la alții, e o nostalgie după un sistem, cum spunea și domnul profesor, din care mintea umană așa e făcută, să țină minte ce e bine, nu ce e rău, că altfel te duci la, mă rog, dai în, eu știu, nevroze sau, eu știu, boli psihice, dacă țin minte că tot ce e în viață e rău sau mi-aduc aminte numai de ce a fost rău. Și atunci, așa, sunt niște amintiri stilizate, că atunci aveam toți locuri de muncă, atunci aveam, așa e și documentarul nostru pe care l-am făcut, trei părți. Prima parte a fost mai bine înainte și am luat cele 10 argumente de pe site-ul actual și de pe Facebook-ul odiosului dictator Nicolae Ceaușescu, care în mediul online trăiește, sunt postări acolo, adică e site-ul lui Nicolae Ceaușescu, da? Apoi am făcut partea a doua, nu a fost mai bine înainte, cu cele 10 contraargumente, da? Și evident partea a treia, dar ce este acum? Că asta e cel mai important, ce este acum? Ce se construiește acum? Într-adevăr, se construiește în țara asta, dar se construiește foarte încet față de așteptările oamenilor și fără perspective. Ori, din punctul ăsta de vedere, da, există un potențial antisistem din partea tinerilor, din păcate, într-adevăr, nu prea mulți votează,
Dar la un moment dat, chiar și atunci, când era cu România Mare, erau foarte mulți care votau și chiar din cei care au avut de suferit pe vremea comunismului. Și spuneam, dom'le, votăm numai să se dărâme tot și poate se construiește ceva nou pe ruine. Mă rog, nu e o soluție, dar dacă nici politicienii nu înțeleg, și aici nu e vorba numai de politicienii noștri, și în general, în Uniunea Europeană, e în creștere această nemulțumire față de un establishment care și-a pierdut sau își pierde tot mai mult legătura cu cei pe care trebuie să-i reprezinte, da? Deci aici cred că și din partea politicienilor responsabili ar trebui analizată situația și luate măsuri în așa fel încât oamenii să-și recapete încrederea într-un viitor previzibil, că mai mult nu vor. Dom'le, să știu eu, pentru mine, pentru copiii mei, cam care ar fi drumul meu în viață, așa cum reușim noi să-l facem. Domnule Pârvulescu, vorbeam aici despre NATO, România în cea mai bună sau în cea mai bună situație istorică din punctul de vedere al securității. NATO, Organizația Atlanticului de Nord, la ora actuală își alege liderul. Mark Rutte și Klaus Iohannis sunt în această competiție, în această cursă internă. NATO a trecut prin foarte multe transformări în ultimele decenii, nu? De la sfârșitul anilor 2010, atunci când Macron vorbea, când președintele francez vorbea despre faptul că e o organizație aflată în moarte clinică, la ora actuală, se arată cât este de importantă în realitate în fața agresiunii ruse. Cum vedeți astăzi organizația Tratatului Atlanticului de Nord în 2024 în contextul agresiunii ruse din Est? Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea totuși să fac câteva precizări. Eu nu am niciun fel de problemă să numesc acele grupări ca fiind de extremă dreaptă. Pentru că sunt de extremă dreaptă. Relativismul în analiza politică este cea mai mare eroare posibilă. Și când spun că sunt de extremă dreaptă, mă bazez pe cercetări care au fost făcute. Există, pe de o parte, o analiză a modului în care în Europa populismul a progresat în ultimii 30 de ani. Se numește populist, lista populiștilor. Este o analiză făcută de cercetători din mai multe universități, iar AUR este catalogat acolo ca fiind un partid de extremă dreaptă în funcție de discursul politic și programul politic. Pentru că atunci când vorbim de extremă dreaptă, la asta ne referim, nu la crime în masă. Când vor ajunge la guvernare, pot să facă și crime în masă. Dar până atunci, este vorba despre propuneri, despre discurs, despre familiile politice și așa mai departe. Și apropo de sondaje și de poziția față de pandemie, suntem în săptămâna în care o televiziune europeană, Euronews, a publicat un sondaj exclusiv, un sondaj realizat de IFOP în 18 țări ale Uniunii Europene, privind modul în care este văzută Comisia Europeană și sunt privite politicile europene în ceea ce privește pandemia. 41% dintre europeni au o părere pozitivă față de Comisia Europeană în raport cu 23% care au o părere negativă. Dar dacă vrem să vedem cine sunt cei care au cel mai puțin sub medie, pentru că vă dau un exemplu, portughezii de care vorbeam și la prima mea intervenție, portughezii au 74% opoziție pozitivă față de Comisia Europeană, urmează apoi Finlanda, 55%, Spania, 54%, etc., etc. Pe ultimele locuri sunt Cehia, 24%, și România, 28%, și apoi urmează Slovacia. Toxice propagande anti-europene. Stați că trebuie să explicăm de ce, pentru că o să ajungem și la NATO imediat, dacă îmi veți permite. Normal. Dar când ne uităm, spre exemplu, că au făcut o verificare cei de la IFOP, au verificat care sunt partidele politice pe care le votează acești indivizi. E bine, nu este deloc surprinzător. Partidul care este cel mai susținut de cei care au neîncredere în Comisia Europeană în ceea ce privește politicile din pandemie este Partidul Identitate și Democrație, adică extrema dreaptă. Este cât se poate de clar. Iar cea mai mare încredere o au în verzi, o au verzii, o au socialiștii, Renewal, liberalii și popularii sunt la 49%, dar în orice caz majoritatea
apreciază aceste politici. De ce vă spun asta? Pentru că, da, problema este cea a rețelelor sociale și a modului în care teoriile conspirației sunt promovate. Să știți că tinerii nu au niciun fel de protecție împotriva teoriilor conspirației și cum sunt dependenți în proporție foarte mare de rețelele sociale. Le reproduc. Dar și o bună parte din populația României. Vedeți, Portugalia este țara care a vaccinat foarte mult, aproape 90% din populație a fost vaccinată din Uniunea Europeană, iar România a vaccinat cel mai puțin. Ori aici avem o mulțime de variabile care trebuie discutate, cele referitoare la încrederea în știință, nu, și la încrederea în elite în general. Termenul populism este un termen prea larg. Termenul extremă dreaptă este un termen mult mai precis care ne ajută să identificăm exact ceea ce se întâmplă. Pentru că știți, antisistem sunt și AUR, și SOS, și USR. Dar nu au același mesaj. Nu trebuie să confuzăm lumea. Tentația populistă există și la PNL și la PSD în egală măsură ca la celelalte partide, pentru că voturile se câștigă așa. Ca urmare, bine să fim ceva mai precis. Și acum mă întrebați despre NATO, care a împlinit zilele acestea 75 de ani și care a cunoscut o nouă renaștere, spuneți dumneavoastră. Într-adevăr? Sunteți chiar convins? Da. Numărul țărilor a ajuns la 32, Finlanda anul trecut, Suedia anul acesta au intrat în rândurile NATO. Dar este NATO capabil să contracareze Rusia în Ucraina? Pare să fie mut. Acum, pe ultima sută de metri, secretarul general al NATO propune, de exemplu, țărilor europene să formeze o finanțare pe 5 ani de 100 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina și nu este foarte mare entuziasm. Apropo, NATO nu poate interveni în Ucraina, pentru că NATO este o organizație defensivă care apără împotriva agresiunilor, nu intervine în alte războaie, contrar la ceea ce spune Rusia. Dar ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, sprijinul statelor care sunt membre ale NATO, a fost absolut deplorabil. Sigur că Ucraina a rezistat 2 ani și ceva datorită sprijinului pe care l-au dat, dar în momentul de față situația pe front este complicată, pentru că nu doar entuziasmul, dar și ajutorul efectiv este foarte slab, iar situația din Statele Unite este îngrijorătoare. Și acum întrebarea e, are NATO un viitor în condițiile acestea? Pentru că, bun, există în Congresul Statelor Unite o lege care a fost votată și care nu permite președintelui să se retragă din organizațiile internaționale chiar așa peste noapte. Dacă Donald Trump va deveni președinte, ceea ce este o posibilitate, atunci acesta, care deja blochează sprijinul pentru Ucraina de aproape 5 luni de zile, nu va ieși din NATO, dar va transforma NATO într-o organizație de spectatori. Și asta este o problemă foarte importantă. În acest moment NATO ne asigură protecție, dar în anii următori trebuie să avem o viziune ceva mai clară și alături de NATO să construim și o apărare europeană colectivă. De exemplu, când președintele Macron spune că va trimite forțe în Ucraina, forțe care să blocheze ocuparea Kievului și a Odesei, nu o face numele NATO, ci nume propriu, pentru că NATO nu este agresat și nici nu cere ajutor statelor NATO. Dar e o problemă pe care o avem cu toții. Pentru că dacă rușii ajung la Odessa, atunci ajung în Moldova. Și dacă ajung în Moldova, România este într-un mare pericol. Și dacă tot vorbeați despre despre legionarii din perioada interbelică, mulți dintre cei care susțin astăzi Rusia în diferite forme în România, și nu sunt puțini, nu doar vizibili, pe rețelele sociale, tezele conspiraționiste pro-ruse abundă. Nu iau deloc în considerare acest risc imens pentru România pe care îl reprezintă războiul din Ucraina. Mulți spun, nu e războiul nostru. Este războiul nostru nu numai pentru că e un război pe care apără democrația, ci pentru că interesele noastre vitale sunt puse în pericol în momentul de față. NATO ne protejează acum, dar când miniștrii apărării din Germania, din alte state, ne avertizează că Rusia ne-ar putea ataca în următorii ani, pleacă de la premiza că NATO nu va mai fi, în cazul în care Donald Trump devine președinte, aceeași organizație percutantă pe care o vedem astăzi. Domnule Preda, NATO 75 de ani, cum vedeți global rolul Organizației Atlanticului de Nord? Se discută într-adevăr și de o componentă europeană a apărării, de o dimensiune europeană a apărării, mai ales nu că la ora actuală Europa în sine este atacată de către regimul lui Putin. Da, vedeți, schimbările acestea
pe care cred că e bine să le punem și sub umbrela globalizării, un termen care este destul de complex. Presupun reașezări la toate nivelurile. De fapt, una dintre întrebările fundamentale aici este care este raportul dintre interesele și mecanismele naționale de funcționare a statului și a tuturor funcțiilor sale, inclusiv de apărare aici, cele regionale, Uniunea Europeană este o uniune de state, și cele globale. Și aici reașezările din ultima vreme, vedeți, trec prin ups and downs, un pas înainte, un pas înapoi. De aceea reașezările acestea cred că trebuie analizate și din perspectiva raportului dintre interes și soluții naționale, regionale, pentru că avem interese europene, avem o uniune care are, iată, dimensiuni din ce în ce mai mari și pentru noi, și cele globale, în care noi ne regăsim în context global alături de Statele Unite, de Canada, de alte câteva țări, ne regăsim într-o alianță, într-adevăr, defensivă. Alianța s-a extins. Extinderea presupune foarte multe lucruri. În momentul în care tu crești numerele, comunicarea, de exemplu, e mai dificilă. Ați văzut că de curând, tocmai în procesul acesta de extindere, Ungaria și Turcia și-au folosit dreptul de a spune nu pentru o vreme Suediei, de exemplu, la început, și Finlandei. Da. Toate lucrurile acestea au redefinesc în continuu rolul NATO și funcționalitatea lui. În primul rând, noi deocamdată nu avem altă soluție viabilă. Ceea ce se întâmplă în România din perspectiva NATO, după părerea mea, este crucial, este fundamental, și faptul că baza de la Cogălniceanu o să devină cea mai importantă din Europa, pentru noi este o garanție, pentru că suntem alături de Rusia și pentru că nu suntem foarte departe de alte zone de conflict, Orientul apropiat, Turcia, iată, se întâmplă și acolo lucruri, ce am văzut de curând este pozitiv, dar nu e definitiv în niciun fel. Așa, și atunci, pe de o parte, se întâmplă lucruri bune acolo, pe de altă parte, în NATO cine dă banii comandă muzica, așa ca peste tot. Deci trebuie să obsesia ne uităm, americană. Trebuie să ne uităm la două lucruri. Da, trebuie să ne uităm la două lucruri. Și atunci, pe de o parte, știți, când spun asta, putem continua. Pe de o parte, trebuie să ne uităm la cât dau Statele Unite și dacă Europa vrea să facă mai mult în interiorul NATO. Pentru că orice armată europeană trebuie să fie, cum să vă spun, concordantă cu NATO, complementară NATO. Și atunci trebuie să dea mai mult, inclusiv cumva pentru ceea ce vrea ea. Și pe de altă parte, cine are putere, nu doar, e vorba de apărare aici. Și cea mai bună apărare presupune o bună înarmare. Cine are armele atomice, și am văzut cine le are, de exemplu, și resursele importante de tehnologie, pentru că e din ce în ce mai mult o chestiune de tehnologie și nu de numere de persoane și așa mai departe, aceea comandă. Ori, apropo de ce spuneați, pentru că la începutul întrebării era alegerea secretarului general, eu am văzut o opțiune foarte clară din partea Statelor Unite și după aceea Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, așa că eu cred că lucrurile sunt așa. Mi-aș dori foarte mult ca un sigur lider român, ca un est european, ca un central european, ca un est european să devină secretar general NATO. Și eu mi-aș dori foarte mult, doar că știți, e bine să nu ne facem iluzii, pentru că ulterior avem deziluzii. Adică să vedem cu cine ne luptăm aici. Mie mi se pare că lucrurile sunt evidente, dar îi doresc succes domnului președinte Iohannis. Donald Tusk spunea, premierul polonez spunea în urmă cu câteva zile că Europa se află într-o situație antebelică. O declarație foarte agresivă, să-i spunem, care ne pune pe gânduri. Cum vedeți NATO, domnule Pavel, în acest context al agresiunii ruse din Ucraina? Este Europa într-o situație antebelică, similară cu ce se întâmpla la sfârșitul anilor 30? Nu poate fi vorba despre așa ceva. Sunt anumite similitudini care țin, să zicem așa, de dinamismul al partidelor și de apariția unor partide de extremă sau populiste, dar din punct de vedere geopolitic lumea este aranjată complet diferit față de perioada interbelică. Să nu uităm că NATO a fost creat după cel de-al doilea război mondial. Și eu cred că am ajuns acolo unde am ajuns, pentru că așa cum au atras atenția o serie de gânditori realiști și neorealiști, NATO și administrațiile americane din prima parte a acestui secol
prin planurile pe care le-au avut, au stârnit într-un fel resentimentele ruse. Și asta a fost prevăzut dinainte, prin această extindere. Dar, pe de altă parte, trebuie să vedem rolul NATO în condițiile în care întreaga, să zicem, geometrie geopolitică se reașează. Pentru că acum nu mai ai doar confruntarea, precum în timpul războiului rece, între Statele Unite și Uniunea Sovietică, când aveam NATO și Tratatul de la Varșovia, am apărut și China. Acum se pune tot mai mult accentul pe ideea de a crea în Pacific ceva asemănător cu NATO, mai mult sau mai puțin. Au fost niște proiecte pe care le-a început Barack Obama și pe care imediat ce a venit la Casa Albă Donald Trump le-a oprit. Deci va fi acest aranjament geopolitic pe o scară mult mai largă cu niște mize ridicate. Atunci nu poți putea să separi confruntarea, să zicem, sau ostilitatea dintre Statele Unite și Rusia și China și să diminuezi rolul NATO în timp ce creezi în altă parte o posibilă structură de securitate. Deci ele, vrând nevrând, sunt structuri care vor supraviețui și vor avea roluri schimbate. Așa văd. Și pe de altă parte, dacă ne uităm la tot ceea ce s-a întâmplat cu NATO, indiferent cine a fost la Casa Albă, indiferent de ce președinte american, și dacă te uiți la modul cum a evoluat armata americană și modul cum s-a înarmat, dacă te uiți la modul cum evoluează serviciile de inteligență americane, îți dai seama că, de fapt, aici e o logică din asta militară și de inteligență care nu mai ține cont de cine e la Casa Albă neapărat. Pentru că un președinte acum nu mai are puterea de a pune capăt sau de a închide o bază militară americană de niciun de nume. Deci astea sunt niște chestii pe termen mai lung. Atunci, sigur că există o îngrijorare legată de Trump, dar să nu uităm că Trump, când era la Casa Albă, se plângea de faptul că există the deep state, adică structurile astea care nu se clintesc, militare de inteligență și așa mai departe, care îi se împotrivesc. Atunci, sigur că dacă discuți pe termen scurt, mediu sau lung, lucrurile sunt diferite și sunt mult mai multe variabile, într-adevăr, care intră în calcul. Și atunci planificatorii strategici care sunt la Pentagon și care sunt în comunitatea de inteligență americană lucrează cu perioade lungi. Nu? Și atunci, bine, ați văzut acum când s-a vorbit la NATO pe un plan de 5 ani de investiții, sigur nu știm de unde vor veni banii, pentru tocmai pentru a înghiți o eventuală perioadă Trump, adică de a construi în sens mai profund și pe termen mai lung. Atunci lucrurile astea, în momentul când ai atât mai asemenea provocări de securitate și tot mai mari și în momentul când se cască tot mai mult, sunt divergențe de interese, structurile acestea care au fost construite și altele posibile vor avea un rol sporit, zic eu. Domnule Ficeac, apoi domnule Pârvulescu, cum vedeți astăzi NATO, Turcia, a doua armată a NATO, tocmai ce a trecut prin alegeri locale, domnule Ficeac, o înfrângere usturătoare pentru Recep Tayyip Erdoğan. Toate marile orașe au fost practic cucerite de către opoziție. Cum vedeți regimul de la Ankara în această situație, după 20 de ani? Referitor la NATO, NATO e clar, e cea mai mare alianță militară de departe, din lume, da? Și cea mai puternică. De altă parte, cred că s-au născut și în contextul agitației din ultimele luni cu candidatura domnului președinte la șefie, la ca secretar general al NATO, anumite confuzii, să spunem așa. Că NATO, totuși, acolo nu se votează, că, ce spunea și într-un preta. Acolo, NATO poate fi asemănată mai mult cu o societate pe acțiuni, unde Statele Unite au 50% sau, mă rog, peste 50% împreună cu aliații lor britanici, iată acum și italienii, francezii, toți își arată susținere pentru candidatul Statelor Unite, iar toată această alegere se face de comun acord, în unanimitate, într-adevăr, sunt fiecare țară, că e Ungaria, că e Slovenia, că e Turcia, fiecare țară are anumite
interese specifice, da? Dar NATO, în general, trebuie să se asigure și de suportul celorlalți membri, pentru că e chestiunea de teritorialitate. Ok, nu au ei armată, eu știu cât de puternică, dar au acces la mare, au, eu știu, din punct de vedere teritorial, din punct de vedere al trimiterii trupelor, logistica se face pe întregul teritoriu al țărilor NATO și atunci trebuie să fie, într-adevăr, o unanimitate. Dar nu e chestiunea asta care se confundă ca la noi, că să se facă alegere acolo și să vedem care câștigă. Asta e o copilărie sau o diversiune, nu știu, habar n-am, cum putem să o numim. În momentul în care Statele Unite au spus ceva și au spus cu mult timp înainte și celelalte state și-au exprimat, la ei nu e ca pe malul Dâmboviței, spunem una, după aia ne răzgândim, spunem altceva, venim cu un candidat, schimbăm candidatul, vine altul. Acolo e o anume seriozitate, e o anume, cum să spun, candidații respectivi, au fost mai mulți la postul de secretar general al NATO, păi sunt analizați, verificați cu ani de zile înainte. Nu se face așa o întrunire, hai pe cine punem că se termină mandatul. Deci sunt niște lucruri luate la modul foarte serios. Pe de altă parte, ce se întâmplă cu NATO, aici e și conflictul ăsta cu Ucraina, care a antrenat și oarecare tensiune cu China, care a dus și la crearea BRICS-ului, care, mă rog, are multe, din punctul meu de vedere, nu cred că sunt simple coincidențe și cu ceea ce se întâmplă în Israel și cu toate lucrurile astea. Dar a existat și din partea NATO lupta pentru sferele de influență, ca și din partea Rusiei. Rusia vrea să și le mențină, NATO să le extindă, în principal cu Ucraina și cu Georgia. În Georgia s-a întâmplat ce s-a întâmplat încă dinainte de 2008, chiar actualul șef la CIA, William Burns, spunea că dacă insistăm să intre Ucraina în NATO, Putin o să ia Crimea și s-a... Ceea ce el a spus și de pe vremea când era ambasador. Da, când era ambasador. Mulțumesc mult! Domnule Pârvulescu, avem o situație complicată. Donald Tusk, premierul polonez, vorbește despre Europa ca aflându-se într-o situație antebelică, nu? După alegeri, avem un guvern eclectic în Polonia, mult mai pro-european decât vechiul guvern conservator. La ora actuală se pune problema, nu, refacerii triunghiului de la Weimar, adică o alianță puternică de integrare între Franța, Germania și Polonia. Cum vedeți această situație? Cum vedeți declarațiile premierului polonez? Și apropo de Polonia, pentru că tot discutam despre candidaturile la funcția de secretar general NATO, deși jurnaliștii români au trecut între țările care îl sprijină pe Rute, au declarat că nu îl sprijină pe Rute, că dorește un secretar general din Est și cum decizia este prin consens și prin unanimitate. Iar Polonia este o țară importantă în zona aceasta în care se duce în momentul de față în război, alături de România. Personal, cred că șansele lui Mark Rutte de a deveni secretar general NATO scad pe zi ce trece. Turcia, după conversația lui Erdogan, după alegerile de care ați vorbit mai devreme cu Rutte, a reiterat faptul că va sprijini acel candidat care se apropie cel mai mult de interesele Turciei și nu este Rutte. Iar Ungaria, poftim, nu știu dacă e Klaus Iohannis. Există soluția ca din acest impas să se iasă cu un al treilea candidat-candidată care să întrunească consensul, astfel încât niciunul dintre cei doi candidați să nu iasă șifonat din această afacere. Acum, trebuie să știu, ori plăti americanii, dar să știți că pe războiul din Ucraina, noi europeni am plătit mai mult, mult mai mult decât americanii, poate nu în susținere militară, dar în susținere efectivă a Ucrainei, da. Dacă facem comparație între ce au plătit americanii și ce plătește Uniunea Europeană, dintr-un fond care, apropo, se numește Fondul pentru Pace, este extraordinar de important, dincolo de faptul că milioanele de ucrainieni se află pe teritoriul țărilor noastre, inclusiv în România, nu pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
numerice. America nu a dovedit din această perspectivă că este într-adevăr vioara întâi din NATO, din contră. Iar în momentul de față, țările din Est, e adevărat că Rute și americanii au convins pe Baltii să dea un pas înapoi și au făcut-o la începutul săptămânii astea, anunțând susținerea față de Rute, deși înainte vorbeau de un secretar general din Est. Dar nu s-au lăsat alții impresionați de faptul că americanii îl susțin în continuare pe Rute și nu există susținere. Deci sunt, dumneavoastră a spus că Turcia este a doua armată din NATO, Turcia nu îl va susține în niciun caz, iar în ceea ce privește Ungaria, nu se va plia pe politica lui Joe Biden, relațiile dintre Victor Orban și Joe Biden fiind la cel mai jos nivel posibil, după vizita pe care a făcut-o primul ministru maghiar în Florida la fostul președinte Trump, pe care mizează, pe care pariază. Ca urmare, ori vor găsi o soluție de compromis, ori îl vor susține pe Iohannis, ceea ce nu este foarte ușor nici pentru ei, pentru că l-au susținut pe altul, sau vor amâna decizia până când lucrurile vor deveni ceva mai clar. Este și asta o ipoteză. Acum, suntem într-o situație antebelică, domnul Pavel a răspuns mai devreme, nu suntem în aceeași situație. Pe de altă parte, suntem în război. Și suntem într-un război, ministrul Katz, ministrul de externe al Israelului, spunea în momentul în care a preluat funcția, la sfârșitul lunii decembrie anul trecut, pentru că e o funcție care a fost ocupată prin rotație, spunea că suntem în plină desfășurare a celui de-al treilea război mondial. Și nu trebuie să o luăm ca pe o declarație oarecare. Vedea războiul din... și cred că domnul Ficeacă simțea ceva asemănător prin ceea ce spunea puțin mai devreme, războiul din Gaza ca partea unui al celui de-al treilea război mondial, care nu va semăna deloc cu cel de-al doilea război mondial. Este o luptă pentru reorganizarea planetei. Lumea americană este refuzată de ruși, de iranieni, de chinezi și de sudul global. Nu este democrația în varianta ei liberală, nu este privită de o bună parte a lumii ca fiind o alternativă. Războiul Rusiei s-a declanșat în această situație și, bun, după 2 ani și ceva, Rusia nu este învinsă, nici nu a învins, dar nici nu este învinsă, iar economia Rusiei nu s-a prăbușit. Gâfâie, are dificultăți, dar nu s-a prăbușit. E un război de lungă durată și acest război de lungă durată vizează, de fapt, schimbarea ordinii mondiale. Vor o nouă ordine mondială, Vladimir Putin a spus clar, și aici este însoțit de Xi Jinping, că ordinea americană de după 1945 nu mai poate funcționa. Își doresc o altă ordine mondială. Chinezii nu sunt în momentul de față foarte dornici de o schimbare decât dacă va fi în favoarea lor, așa că încă sunt răbdători și în orice caz nu își doresc ca Rusia să iasă foarte întărită, dar nici foarte slăbită din acest război. În 2004, domnule Pârvulescu, Recep Tayyip Erdoğan ajungea la putere în Turcia. 20 de ani în care moștenirea kemalistă a Turciei a fost anulată, s-a încercat ștergerea moștenirii laice, înlocuirea ei, nu, cu o guvernare conservatoare. În același timp, Turcia a cunoscut și dificultăți economice, dar și perioade remarcabile de creștere economică până în 2013, un recul al democrației, un recul al secularismului, dar o prezență, să-i spunem, neoimperială, neotomană, de soft power cultural, atât în Balcani cât și în zona Asiei. Cum vedeți alegerile locale din Turcia, acolo unde forțele kemaliste, pro-laice, au dat o lovitură decisivă, electorală, regimului Erdoğan? Nu știu dacă este decisivă. Problema e că Erdoğan a anunțat că sunt ultimile alegeri, cele prezidențiale de anul trecut la care a participat și erau ultimile alegeri la care era în funcție, cele care au avut loc acum. El spunea că AKP-ul, partidul său, dacă nu ia măsuri, se va topi precum gheața la soare. Dar, de fapt, este foarte interesat să-și asigure moștenirea în interiorul familiei chiar, și nu este nici pe departe dezastrul electoral care este prezentat în presă. Pentru că clivajul rural-urban a existat și exista. Sigur, Istanbulul a fost orașul care l-a lansat în politică pe Erdoğan. A fost primar acolo, într-adevăr, dar nu înseamnă că pierderea în 2019 a Istanbulului a fost un dezastru, pentru că atunci au pierdut mai multe orașe și de data asta, pe valul nemulțumirii economice, au pierdut și mai multe.
Dar să știți, situația arată cam ca la alegerile prezidențiale de anul trecut, unde știți, sondajele arătau 50-50. În realitate, AKP-ul are o putere de control extraordinară. Au dezvoltat în acești 20 de ani o structură societală care le permite să supraviețuiască. Nu e vorba doar de faptul că guvernul islamist conservator a promovat o viziune nouă asupra societății non-laică, diferită de cea a lui Kemal Atatürk. Este vorba de faptul că societatea turcă s-a schimbat sub impactul islamismului. El este un factor cultural de influență și va continua să fie. Nu sunt convins că vor ceda foarte ușor puterea pe care au obținut-o și vor utiliza toate mijloacele. Aduceți-vă aminte că după mișcările de protest din 2013, răspunsul lui Erdogan a fost așa zisa lovitură de stat militară din 2016, care i-a permis să-și întărească puterea și să înlăture orice opoziție. De la Erdogan nu ne putem aștepta decât la soluții de genul acesta. Turcia nu este o democrație. Faptul că nu a putut frauda alegerile ține de capacitatea extraordinară a societății urbane turcești de a se proteja împotriva intruziunilor acestui partid. Dar Turcia nu este doar marile orașe. Domnule Pârvulescu, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, domnul Pârvulescu ne părăsește. Noi continuăm discuția, dezbaterea noastră. Domnule Preda, am avut un reportaj zilele trecute foarte interesant despre Viena, despre Austria și despre intruziunile ruse în Europa Centrală. Cum vedeți această influență a Rusiei în țările neutre, nu? Neutralitatea fiind, din punctul meu de vedere, o relicvă a războiului rece, la ora actuală. Cum vedeți această umbră a propagandei ruse, atât în Europa Centrală, în Viena, cât și în celelalte țări din centrul și estul Europei? Da, după atâtea decenii de influență majoră, nemijlocită, de exemplu în Austria, să nu uităm că a fost ultima țară care mult mai târziu decât sfârșitul războiului a trecut din zona de influență a Armatei Roșii în zona occidentală. 10 ani după ce s-au retras exact, armatele în 55. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat oricum, adică stânga a fost foarte puternică în Austria și a fost o placă turnantă a spionajului în perioada războiului. De asemenea, Rusia a investit și investește foarte mult și în economia, mai ales centrală europeană, dar în general europeană. Banii oligarhiei ruse sunt plasați peste tot în Europa și bineînțeles că merge acolo unde este terenul mai fertil. De exemplu, oligarhia fiind puternic legată de KGB și de toate structurile acestea, merg și ei și investesc în zonele pe care le cunosc și unde au rețele personale apropiate și acestea sunt în special Austria, Germania, în zona fostei Germanii de Est, Cehia-Slovacia, Franța, Cehia-Slovacia. Da. Și atunci, în toată zona aceasta de Est, Rusia și-a păstrat generațiile vechi de colaboratori, în același timp și-a cultivat noi generații de vectori de influență și vedem în această perioadă, știți, au ieșit la suprafață foarte mult și în România și în alte țări, dacă ați văzut, a fost un val de expulzări în țările, în special în fostele țări comuniste, ale unor diplomați ruși. În țările baltice, de exemplu. Și de demascarea colaboratorilor interni. În țările baltice. Unde a fost un scandal cu o doamnă membru a Parlamentului European care a fost demascată ca fiind colaborator al serviciilor ruse. Cred că în orice fel de cultură, și acestea sunt subculturi importante, zonele de influență a serviciilor secrete. În orice formă de cultură, ai nevoie de 3 generații pentru a duce complet la capăt o schimbare. Adică cei care nu-și mai amintesc, nu mai au nici măcar bunici care să-și amintească despre felul în care au fost socializați. E, gândiți-vă că din punct de vedere al influenței Rusiei în zona de Est, pentru noi avem o generație și un pic. Dar balticele au avut 2 generații și ceva. De aceea în Rusia, de exemplu, lucrurile stau altfel decât în țările baltice. Spre exemplu, pentru că Rusia are comunismul de 100 de ani. Rusia. Balticele mai puțin, noi și mai puțin și toată zona aceasta în care serviciile au avut vectori de influență, în care economia
rusă este puternic infiltrată, se zbat în continuare pentru că le este afectată sursa de finanțare și de influență. În Austria, după părerea mea, este vizibil prin ce s-a întâmplat și parțial în Germania, prin ce s-a întâmplat cu foarte multe personalități de la vârful țării. Ies din politică și se regăsesc în bordurile unor mari companii rusești. După aceea ne uităm și noi. OMV-ul, de exemplu. Păi, când te uiți în spate, OMV-ul, Lukoil-ul și tot felul de alte companii rusești din zona aceasta, pare că sunt în niște simbioze foarte interesante. Sigur că putem specula Austria, Ungaria, o nouă, un nou imperiu, așa, care încearcă să legături culturale vechi, legături culturale și, de ce nu, pe lângă legăturile culturale, Dunăre, mai sunt și personale și economice și celelalte, da? Și s-a văzut, a ieșit la suprafață încercarea aceasta de a sprijini Rusia în Europa și prin intermediul intereselor care, câteodată, cel puțin în relație, de exemplu, a Ungariei cu România, par să coincidă, adică s-a aliat cu aliatul din partea cealaltă a unei țări cu care are de împărțit ceva. Domnule Pavel, cum vedeți această rețea, această pânză de influență, încrengături de afaceri, spionaj și politice, pe care Rusia le folosește ca să submineze sistemul european? Da, am un fel de formație profesională sau academică de pe vremea când am avut o bursă de studiu la University of Maryland și fostul meu profesor de intelligence și strategy era amiral Stanislav Turner, care fusese directorul CIA-ului și a tuturor serviciilor de vremea lui Carter. Și de atunci citesc frenetic literatura de tipul ăsta. Șocul pentru serviciile secrete ruse al invaziei în Ucraina a fost că CIA-ul, NSA-ul și alte servicii americane plus MI6, plus alte servicii europene, le-au furnizat în timp real planurile de atac și locurile precise și așa mai departe. Deci a fost un eșec al serviciilor și al SVR-ului și al FSB-ului și al GRU-ului, care nu mai au de ceva timp funcțiile atât de departajate, ci lucrează tot mai mult integrat, păstrându-și în același timp niște operații. Deci este un recul al acestei influențe și au fost sute și mii de expulzări, sigur bazate pe o supraveghere și o monitorizare, mai ales în Europa Occidentală. Marea Britanie a fost menționată aici, unde influența rusească și a oligarhilor... Pe linie economică, în principal. Pe linie economică, în fotbal, să nu uităm de Abramovici, Pulcersi și așa mai departe, fonduri de investiții, jumătate din cartierele astea de lux ale Londrei și la diferite locuri erau cumpărate palate, locuințe de așa. Deci această chestie s-a pus capăt. Unii au fost deconspirați ca fiind, dar asistăm, spun specialiștii, aici eu nu am cum să văd aceste semne, dar ei le văd, s-a trecut la o reorganizare a acestor servicii și la promovarea unor strategii alternative. Atunci nu mai acționează direct prin cetățeni sau acoperiți ruși care au stat acolo așa, și prin intermediul altora cu care au rămas în relații și pe care îi folosesc acum. Sigur, serviciile occidentale acum au primit o undă verde de a zista și de a contracara, pentru că multă vreme au stat și au observat să vadă ce fac. Deci este o regenerare a luptei din acest punct de vedere, seamănă cu perioada războiului rece, da? Combinată spionaj, cu această propagandă, nu numai asta, dar combinată cu această situație pe care mulți o văd ca un posibil început de al treilea război mondial. Noi, de pildă, când vorbim de al doilea război mondial, luăm ca dată de referință 1939, dar de fapt Japonia a început să războiul mondial mult mai devreme. Și sunt diferite interpretări. Așa zisa unire cu Austria,
Bun, de adică exact. Ideea este că sunt tot felul de semne și este o perioadă în care sunt dinamici atât de rapide și de contradictorii, încât și cei mai mari specialiști sunt puțin în derut. Uite, ca să vă dau un exemplu, unul din ultimele numere din Foreign Affairs, directorul CIA-ului a scris un articol extrem de optimist, fostul director al CIA-ului a scris unul negativ, adică sunt lucruri care sunt în plină desfășurare și încă nu se știe deznodământul lor, dar în orice caz, ceea ce mulți nu credeau că se va întâmpla și noi de aici ne-am temut și de aia pentru România a fost important să intre în NATO, a fost că Rusia la un moment dat va deveni agresivă și își va relua politicile. Și asta americanii din multe puncte de vedere au desconsiderat-o și au considerat-o ca fiind, au considerat că Rusia este învinsă definitiv. Domnule Ficeac, ca scenarist, ca om de cinema, cum vedeți la ora actuală toată această propagandă pe rețelele sociale? Cum schimbă rețelele sociale la ora actuală votul nostru, intențiile de vot? Bun, rețelele sociale sunt doar unul dintre vectorii de comunicare și de manipulare a maselor. Exact ce se discuta mai devreme de toată această încrengătură, tot pe ingenișul ăsta între economie, politică. Asta e preocuparea principală a marilor puteri, dar și a celorlalți, pentru că și ei vor să își găsească un anume loc și avantaje pentru țările lor mai mici, fără putere nucleară, dar totuși să aibă la un moment dat un cuvânt de spus, că am văzut o felul de episoade din astea când, eu știu, un prim-ministru sau ceva se opunea unor hotărâri unde toți ceilalți erau de acord. Pentru că ei aveau niște interese specifice și până nu le obțin ei, dincolo de declarațiile alea unde se vorbește de, eradicarea corupției, relații, și fiecare are problema lui. Și atunci utilizează instrumentele pe care le are la dispoziție să obțină ceva. Într-adevăr, aici noi vorbim de ruși, dar din păcate rușii au fost prinși pe picior greșit și mult mai slabi decât erau sau față de serviciile secrete și tot ceea ce fac în principal americanii, britanicii, francezii, și să ne amintim doar declarațiile astea, că vorbeam de Ucraina, păi doamna Nuland spunea acolo că sunt nu știu câte 12 laboratoare de-astea de studii genetice și cu antidot pentru virus, mă rog, cred că sunt singurele laboratoare care fac antidot fără să aibă virusul, că ei nu produc virusul decât antidot. Acum a fost în New York Times cu acele reprezentanțe sau stații ale CIA-ului, tot așa în Ucraina, vreo 11, o mulțime de lucruri din astea care se întâmplă. Revenind la chestiunea de bancă, până la urmă tot în paradigmă economică trebuie să privim. Că și acum se discută, dom'le, trebuie dat un ajutor, noi să am plătit noi mai mult sau americanii mai mult către ucraineni. Nu, cu toții am plătit foarte mult către complexul militar-economic american. Că banii ăia nu s-au dus în Ucraina. Banii ăia s-au dus, majoritatea lor, către furnizorii de armament, iar Ucraina a mai adăugat niște datorii la datoriile colosale pe care le are în momentul de față. Ori în sistemul ăsta, cine câștigă? Păi în principal cetățenii, noi, cetățenii europeni, cetățenii americani au de pierdut, iar complexul militar-economic în principal de acolo are de câștigat. Iar pe plan de politică externă, într-adevăr, nu contează președintele, contează cine dirigează politica externă a Statelor Unite. Amintiți-vă de Joe Biden, care și-a făcut așa un obiectiv și eu cred cu maximă sinceritate și a propus, domne, măcar în timpul mandatului meu să reușesc interzicerea achiziționării de arme de asalt de tinerii până la 21 de ani. Adică dacă până la 21 de ani n-ai voie să cumperi bere, nici măcar arme de asalt. Nu a reușit așa ceva. A reușit să obțină niște fonduri pentru consiliere psihologică. Deci vedeți cât de puternic este acest complex, mai puternic decât președintele Statelor Unite, da? Deci din paradigma asta economică, probabil că și din general,
conflictele vor continua pentru că armele alea nu poți să le pui sau eu știu, dar trebuie vândute la un moment dat, da? Dar în contextul ăsta cu puteri nucleare, da, NATO și Rusia, pe de o parte e înfricoșătoare perspectiva, pe de altă parte cred că avem și un dram de speranță, pentru că oricât ar avea ei de împărțit acolo, totuși fiecare se gândește că un război nuclear odată început, atunci înseamnă sfârșitul civilizației umane, sfârșitul pentru fiecare un scenariu să fie post-apocaliptic. Oricât, păi, da, oricât de, cum să spun, îngust la minte ai fi, îți dai seama că dacă începe o chestiune de genul ăsta, ea nu mai poate fi oprită. Totuși că se va găsi o soluție de negociere diplomatică să se termine cu uciderile până la următorul război. Domnule Preda, Statele Unite au fost până acum în conflictul din Gaza un susținător al Israelului încă din primele zile ale răspunsului la cumplitul atac terorist. La ora actuală, în privința situației umanitare din Gaza, vedem o încordare a declarațiilor între cele două părți. Președintele american, nu Casa Albă, au transmis un mesaj către Israel în ceea ce privește permiterea de ajutoare, în special de mâncare, de hrană pentru oamenii de acolo. Cum vedeți situația la ora actuală din Gaza? Cum este percepută ea în lumea occidentală și ce înseamnă situația de acum pentru Statele Unite și pentru Benjamin Netanyahu? Aș lega cele două discuții pentru a vă, și vă voi răspunde și în mod specific, pentru a vă spune că sunt foarte multe dimensiuni aici. Sigur că sunt războaie geopolitice, sunt în același timp războaie economice și dimensiunea aceasta contează, dar există și dimensiunea aceasta umană și umanitară a războaielor. Adică tot ce discutăm noi aici despre interese, despre Rusia și apropo, trebuie să nu mai vorbim doar despre Rusia, pentru că nu se luptă Ucraina cu Rusia, se luptă două opțiuni, iar Rusia a fost susținută de toate regimurile totalitare care sunt anti Iran, Coreea de Nord, cele din Africa. Exact, da. Exact. Și regimurile atunci, neocomuniste sau de stânga din America Latină, exact, ale populismului de stânga. Da. Pentru că altfel, așa cum desigur și Ucraina a fost susținută economic de Occidentul colectiv, ca să folosim un termen putinist. Cum îl numesc ei. De, după părerea mea, de lumea care apără democrația și drepturile omului. Deci, pentru că altfel, Rusia are un PIB puțin tel mai mare decât al Germaniei. Deci, din punct de vedere economic, Rusia n-avea cum să susțină acest război dacă ar fi fost cu adevărat singură. Cu atât mai puțin Ucraina, dacă era singură, dar în momentul în care Statele Unite și Uniunea Europeană au fost alături de Ucraina, lucrurile au fost dezechilibrate. Mergând acolo, deci avem dimensiunea aceasta umană pe care nu o putem neglija. Din perspectiva familiilor ucrainene refugiate, a oamenilor care au văzut că li s-au atacat casele, le-au murit cei apropiați, lucrurile stau cu totul altfel. De aceea Statele Unite a avut grijă să aibă de fiecare dată două dimensiuni ale discursului. Sigur că din punctul de vedere al alianței tradiționale cu Israelul și a faptului că atacul a venit în mod clar împotriva populației civile din Israel, susținerea pentru intervenția Israelului în Gaza a fost clară. Din punct de vedere al mijloacelor, al modalităților, care presupun și o tragedie a civililor din Gaza, Statele Unite au fost nuanțate și președintele Biden de fiecare dată a făcut apel uneori ferm la premierul Netanyahu pentru a limita victimele și pentru a crea perioade în care să poată să fie aduse ajutoare umanitare, să se reducă impactul social. Cred, sincer, că și în interiorul Israelului este o opoziție puternică față de mijloacele cu care premierul Netanyahu a intervenit. De altfel, eu sunt sigur, așa cum spun mulți analiști în presa internațională, că după război premierul Netanyahu nu va avea o viață prea lungă acolo. În același timp, ce se politică discută în Statele Unite și în Europa, în media academice, există de asemenea un background al dezbaterilor între oamenii simpli, în mediile academice, în care să știți că solidaritatea cu populația civilă din Gaza este foarte mare, ea este justificată de o propagandă
a tuturor celor din lumea arabă care sunt în lumea occidentală și care sigur că vin cu propriile lor argumente care arată că este cumva o reacție disproporționată pentru că numărul victimelor civile a depășit cu mult, cu foarte mult numărul victimelor militare și numărul victimelor pe care le-au avut israelienii. Este o situație din aceea în care e foarte greu să fie, pentru că nu e alb și negru. Sunt foarte multe nuanțe și foarte multe culori și de aceea în nicio variantă nu se poate ieși bine de aici, iar premierul Biden trebuie să facă față și alegerilor electorale interne și establishmentului american și relații tradiționale extrem de importante cu Israel. Mulțumesc mult, domnule Pavel. În încheiere, ați publicat o carte de curând, Iuliu Maniu, jurnalului Corneliu Coposu, o reinterpretare a istoriei, o carte care se găsește la ora actuală în librării. Am început dialogul nostru cu o pledoarie pentru memorie, pentru o cultură a memoriei. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre această carte, despre memoria lui Iuliu Maniu și cum s-a reflectat martiriul său în jurnalul lui Corneliu Coposu, o pagină dureroasă a istoriei României, o carte care se citește însă pe nerăsuflate la diferite niveluri de lectură. Da, am lucrat foarte mulți ani la proiectul despre Maniu și, mă rog, eu sunt puțin cam pretențios față de mine însumi și de vreo trei ori l-am abandonat. Pentru că nu găseam tonul potrivit și mi se părea că nu am nimic nou de spus, deși aveam tot felul de lucruri de reinterpretat și de recontextualizat pe multe probleme. Iar când a apărut jurnalul lui Coposu, jurnalul interzis, care a stat decenii până în anii 90 ascuns undeva într-un pătul de porc în Dobrogea, și am primit cartea cadou de la surorile Coposu, atunci am găsit o cheie de a reintra în problema pe care o tot lăsam așa până când aveam inspirație. Și atunci am, de aia spun eu, reinterpretarea istoriei, pentru că pornesc nu doar de la istoria canonică a istoricilor, ci de la un jurnal al unui om care a stat mulți ani lângă Maniu. Și acesta era Corneliu Coposu, care era un tânăr jurnalist și era secretarul său personal. Și atunci el avea un plan să scrie o carte despre Maniu, își nota și așa mai departe și a rămas acest... Cartea a fost confiscată de securitate. Și eu am reluat atunci multe din lucrurile pe care le povestește Coposu din interacțiunea cu Maniu, îți permit să reinterpretezi aproape tot, toată viața lui Maniu. Foarte important, asta e important și o perspectivă pentru nouă. Că și în felul ăsta reinterpretezi toată istoria națională în care el a fost implicat în momente cruciale. Unde veți avea lansări în perioada următoare? Ce anume? Unde veți avea lansări ale cărții în perioada următoare? Am avut lansări la Sighet, la Bădăcini, la Cluj, la Oradea, la Iași și, mă rog, acum scriu și alte cărți. Pot așa doar tot, dar voi mai merge și în Moldova, în câteva neamți, în Suceava și Iași. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Domnule Ficeac, o scurtă concluzie. Ce se întâmplă, conflictul palestinian, cum se reflectă el în lumea occidentală și cum schimbă el lumea în care trăim în ultimul minut al întâlnirii noastre? Bine, cred că nu putem privi conflictele astea în... dintr-o singură perspectivă, ele sunt la nivel global, au legături între ele și, într-adevăr, este o mișcare aici către un alt fel de lume, pentru că se discuta aici și de, mă rog, coincidențele astea între conflictele care apar peste tot în lume în urma războiului din Ucraina și de asocierea diverselor țări în acest BRICS cu... O coaliție antioccidentală? Da. Băi, și aici vedeți că iară vorbim de axa binelui și axa răului. Din punctul nostru de vedere, axa binelui suntem noi, axa, adică noi vreo 40 de state, axa răului sunt ei la 140 de state. Din punctul lor de vedere, invers. Da, dar ei au atacat totuși. Adică orice discuție... Da. Trebuie să meargă și acolo, nu Ucraina. Agresor, agresat. Da, bineînțeles, acolo sunt, mă rog, aici e o discuție mult mai lungă, pornim iar cu sferele de influență, pornim iar că normal africanii nu au ei decât o veche
problemă cu imperiile coloniale, ce se întâmplă acum în toată Africa de acolo. Dar eu cred că totuși curentul ăsta, să zicem, liberal, al negocierilor, a înțeles, al diplomației. Deci noi dacă dăm, ca să închei totuși, dacă tot dăm miliarde de dolari și noi și cetățenii americani, dom'le, măcar să dăm pentru reconstrucția Ucrainei, dom'le, pentru revenirea la o viață normală, nu să dăm pentru continuarea unor carnagi acolo, da? Iar aici, până nu se înțelege Moscova cu Washingtonul, acolo va continua, din nefericire, Vă mulțumesc foarte mult. Cu toții am crezut, nu, că epoca în care, cel puțin în anii 2000, în care țările mici nu trebuie să țină cont de interesele oculte ale altor puteri, de interesele cinice ale altor puteri, e o epocă, nu, care s-a încheiat. Din păcate, agresiunea rusă ne arată că lucrurile nu au stat chiar așa. Într-adevăr, dacă Georgia sau Ucraina, poporul georgian sau poporul ucrainean își doresc să adere la NATO, trebuie încurajate să adere la NATO, nu să țină cont de calculele cinice ale unui imperiu care timp de 45 de ani a eviscerat această zonă, aducând comunismul și barbaria. Toată această zonă este europeană, de la Harkov până dincolo de Viena. Și haideți să ne uităm și la valorile promovate de sistemele acestea, dincolo de alianțele militare. Totuși în NATO sunt doar țări în care există democrație. Liberale. În care oamenii pot să vorbească liber. În care nu te arestează pentru că vii cu o coală albă, așa cum se întâmplă acum în Rusia. Aceste asemănări sunt, cum zicea Matei Dogan, cazuri contrastante mai degrabă. Noi trebuie să ne uităm la contrastele dintre ele și orice fel de echivalare. Rusia e un imperiu. Nu e straniu că țările africane, de exemplu, sub care sunt, trebuie să lupte împotriva fostelor lor imperii, susțin un imperiu. Nu, și gândiți-vă puțin la toată acea doctrina anticolonială, pseudo-doctrina anticolonială promovată de Uniunea Sovietică în Africa, nu, care nu avea decât un calcul cinic, și anume scoaterea Occidentului din Africa. Pentru că, în realitate, URSS-ul era un imperiu, și-o repet, care de la Harkov până dincolo de Viena, care de la Minsk până dincolo de Berlin, n-a făcut decât să ucidă, să anihileze civilizații în Estul Europei. Poate mult mai mulți decât al doilea război mondial, strict în perioada războiului. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Impact Internațional. Cristian Pârvulescu, Marian Preda, Bogdan Ficeac și Dan Pavel. Sunt Cristian Gava. Rămâneți alături de Prima News. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.